cum spunea tătuca meu, parcă îmi dă sănătate. Salut, prieteni! Sunt Traian Stoianov. Bine v-am găsit aici acasă, la mine. Gătim o rețetă. Să vedem ce gătim. Prieteni, știți că îmi place să personalizez rețetele, să le îmbunătățesc, să le fac mai bogate, mai intense, mai gustoase. De aceea m-am gândit să mixez astăzi câteva ace de bambus, câteva feluri de carne plus mezeluri îmbrăcate toate pe ace și prăjite pe grătar. Dar cel mai important, le voi marina în bere. O rețetă de a marina carnea foarte simplă. Să vedem ce ingrediente avem pe masă. Atenție la acest platou. Avem de la ferma din Petrești pieptul de porc afumat, cotlet de porc suculent, fraged tinerel, doi cârnați gata de a fi puși pe grătar și un piept de pui gingaș. Toate aceste bunătățuri le marinez în bere, le îmbrac pe ace și le rumenesc. Vom face și un sos dulce acrișor cu smântână de la Lactis, aromatizată cu mărar și pătrunjel. Eu zic să începem. Nu e ușor să bei bere dacă ai mustăți mari, ok? Să începem prepararea. Prieteni, vom începe cu mezelurile și carnea. Vom tăia pieptul de porc, tăiem baconul sau pieptul de porc de-a lungul, niște fâșii mai lungi, va fi mai ușor să le îmbrăcăm pe ace. Îmi place pieptul de porc de la ferma din Petrești, pentru că are și carne și grăsime. Cotletul de porc, priviți cât de fraged și suculent este. Cotletul de porc, o carne relativ mai uscată, mai săracă în grăsimi, dacă o condimentezi, dacă o marinezi și o prepari corect, e delicioasă. Vom tăia cotletul cu bulețe. Acești mini frigărui îmi amintesc de anii petrecuți în Grecia, unde mâncam souvlaki la greu, desigur acompaniați cu o bere blondă și un sos tzatziki. Vom tăia și pieptul de pui de-a lungul, așa. Iar cârnații, atenție, îi vom tăia în patru. Foarte atent să nu-și piardă forma prea tare, să nu iasă umplutura. Vor fi îmbrăcați și ei pe ace. Carnea este pregătită. Acum, prieteni, ați observat, cred că, doi ardei grași. Îmi place să adaug ardeiul pe acele cu frigărui, pentru că, pe lângă aroma asta de paprică, de ardei gras, obținem și niște pete de culoare foarte importante. Prieteni, sunt atât de mari, poți să gătești de câteva ori din ei. Foarte simplu, o bucată roșie și una galbenă. Perfect. Vom tăia niște fâșii pătrate. Vedeți și voi, prieteni, am obținut două culori atât de intense. Eu zic că e timpul să îmbrăcăm carnea și ardei pe ace. Folosesc niște ace de bambus, dar vândem, prieteni, fiecare ac să-l dublați, să îmbrăcați pe două ace odată. De ce? Pentru că e mai ușor să le întorci pe toate părțile. Vom începe cu o culoare, cu culoarea soarelui. Așa, am îmbrăcat ardeiul. Acum îmbrăcăm cârnații, ok, o bucată de piept de pui, o bucată de ardei gras roșu, murcuța, ai apărut. Acum, prieteni, urmează cotletul de porc. Priviți cât de sigure stau. Iată de ce am ales două ace și neapărat o bucată de piept de porc afumat. Completăm totul cu ardei și acul nostru este gata.
priviți, ardei, cârnați, piept de pui, cotlet de porc, piept afumat. Nice. Aranjăm totul într-un bol și continuăm procedura. Prieteni, carnea și nezelurile sunt îmbrăcate pe acele de bambus. Urmează etapa de marinare, ok? Ce vom face? În primul rând, regula de aur. Ierburi aromatice. Rozmarin, fără el nici nu vă porniți la frigărui sau la marinat carnea. Rozmarin. Cimbrișor proaspăt. Niște măghiran. Toate aceste ierburi le tocăm și obținem un parfum. Doamne! Aici! Iată-l! Usturoiul bio! Îl adăugăm aici. Suc de lămâie! Ca să aibă mai mult suc, știți deja, trebuie să o masăm un pic, să presăm pe ea așa. Iar acum scurgem totul deasupra, cu tot cu semințe. Așa. Urmează piper, sare. Piper proaspăt măcinat. Mix de boabe de piper. Oh. Și sare. Mai multă sare, prieteni, pentru că vom adăuga și lichid, știți deja. Perica blondă. Oh, da, scăldăm aceste ace în bere. Adăugăm un pic de ulei și amestecăm. Ce aromă, prieteni! Extraordinar! Priviți, prieteni! Suc de lămâie, bere! Ierburi aromatice, piper, boabe, mix, sare, usturoi. Aștia, da, frigărui marinați. Iar acum, prieteni, la rece, pentru 30 de minute, în bere carnea se marinează foarte repede. 30 de minute la rece și puteți să începeți să prăjiți frigărui. Prieteni, frigărui sunt marinați. Bere! O, da! Începem să-i prăjim. Primul ac. O, Doamne, cum miroase! Ăștia, da, frigărui, prieteni! Așa trebuie să arate frigăruiul în 2020, ok? Această bere condimentată în care s-a marinat carnea, nu aruncați. Din când în când puteți să ungeți frigăruii sau să potoliți focul. Între timp, prieteni, vom face un sos. Eu ador sosurile pentru grătar. Le ador. Vă prezint un sos creat de mine. O, Doamne! Smântână Lactis. 15% e ok. Turnăm smântâna într-un bol. Da, priviți ce textură are această smântână. Pe toată. Așa. Adăugăm ketchup. Suc de lămâie. Usturoi. Strivit și tocat. Perfect. Și desigur, mărar și pătrunjel. Da, mai mult mărar și pătrunjel.
prieteni, un sfat. Când cumpărați o legătură de pătrunjel și una de mărar sau mix, puneți într-un pahar cu apă la frigider. Se păstrează până la 2 săptămâni. Tocăm mărunt mărarul și pătrunjelul. Adăugăm sare, un pic de piper. Iar acum amestecăm. Oh, da! Priviți cum se amestecă ketchupul cu smântâna, formând o culoare roz pală. Acest sos l-aș numi sos roz a la Traian. Și ultima nuanță, uleiul extra virgin de măsline. Amestecăm. Prieteni, vreau să fac cunoștință cu un nou membru de familie, Ciabi. Băiețelul se pare că ori s-a însurat, ori are de gând să însoare, ori s-a dus în călătorie în jurul lumii. Băiețelul, dacă ne vezi acum, noi te așteptăm acasă. Scuze-ne, te rog frumos, dacă ceva, dacă... Da... Și Ciabi te așteaptă. Prieteni, frigărui sunt gata să-i aranjăm în farfurie și să turnăm sosul în acest bol mic. O farfurie în care aranjăm frigărui. Priviți, prieteni, ce culori, ce arome. Oh, da, mix, grill mix. De la Traian Stoianov cu sos. Delicat smântână, ketchup, ulei de măsline, suc de lămâie, pătrunjel mărar, piper, sare, usturoi. Prieteni, vă doresc poftă bună și nu uitați să improvizați atunci când gătiți, pentru că, cum zicea bucătarul Gusteau din desenul animat Ratatouille, să gătească poate fiecare. Pom pom pom.